Bună! Bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Dacă sunteți nou veniți, ne bucurăm că ne-ați descoperit! Nu uitați să vă abonați și să apăsați butonul de notificări! Eu sunt dr. Alexandra Blojo. Iar eu sunt dr. Alexandra Popa și astăzi vom dezbate un subiect, spunem noi, mult așteptat. Ce sunt activii? Pentru început, dar stați liniștiți, vom inaugura și o serie de clipuri în care luăm fiecare activ și vom vorbi despre el de la A la Z. Și ce moleculă să fie mai potrivită pentru a începe această serie decât vitamina C? Vom vorbi despre ce este vitamina C, ce beneficii are asupra organismului, ce se întâmplă dacă nu avem suficientă vitamina C, cum și când și de ce o aplicăm și cine o poate folosi. Alexandra, ce sunt activii? Intrăm direct în pâine, nu? Da. Acest termen activ cuprinde de fapt o gamă largă de substanțe utilizate atât cu scop terapeutic, dar și în diverse patologii, dar și cu scop cosmetic sau dermatocosmetic. Practic, orice medicament conține o substanță activă. Uite, de exemplu, substanța activă din roacutan este izotretinoinul. Activii din produsele dermatocosmetice sunt substanțe chimice care își propun să rezolve o anumită problemă sau să îmbunătățească aspectul pielii noastre. Deci atunci când ne uităm pe lista de ingrediente a unui produs, activii sunt de fapt acele substanțe care vor face ceea ce scrie pe ambalajul produsului respectiv. De exemplu, îmi cumpăr o cremă anti-aging. Ce mă aștept eu să fie în acea cremă? Orice. Nu, vreau să fie retinolul. Da, asta este cel mai important. Asta este activul principal pe care vreau să-l găsesc acolo. E bine de știut că nu orice substanță poate fi considerată activ. Activii sunt molecule care au dovedit prin diverse studii de laborator că au capacitatea de a modifica pielea, fie structura ei, fie modul în care aceasta se comportă. Deci, acțiunea lor este susținută de importante date științifice. Foarte important. Haideți să vedem care sunt principalii activi pe care îi întâlnim în produsele dermatocosmetice sau în preparatele care necesită prescripție medicală. Și avem așa: retinolul, acizii retinoici, diversi alți acizi, cum ar fi acidul salicilic, prietenul meu, tău, da, acizii alfa-hidroxilici, oxidul de zinc. Și că dacă tot am ajuns la SPF-uri, dioxidul de titaniu și avobenzona, acidul hialuronic, hidrochinona, acidul cojic, ca să spunem toți acizii de care știm, nu? Și alte vitamine, precum vitaminele E și C, dar... Și niacinamida, dar lista este lungă, nu vă faceți griji, o să discutăm despre fiecare în parte în videoclipurile următoare. În prezent putem găsi activi în absolut orice tip de produs am vrea să includem în rutina noastră, de la seruri, esențe, geluri de curățare, tonere, creme, hidratante, uleiuri, măști, orice. Și cum alegem produsul? Dacă putem găsi activi oriunde, cum știu eu că aleg varianta potrivită? Trebuie să urmărim câteva lucruri. Cel mai important este să fim atenți la concentrația activului, la baza în care el se află. E pe bază de apă, e pe bază de ulei. Nu în ultimul rând de tipul nostru de ten, da? El este de fapt factorul decizional în această situație. Ambalajul produsului, dar și costul este important. Nu este suficient ca un produs să fie scump ca să-și facă și treaba. Bine, bine, știu că asta așteptați de fapt, o să trecem direct la treabă și începem să vorbim despre vitamina C, dar înainte de asta mai facem o mică paranteză și vrem să vă spunem ce sunt de fapt vitaminele. Păi, vita înseamnă viață, iar amine sunt aminoacizi. Sunt substanțe cruciale implicate în multiple procese biochimice de la nivelul organismului. Există 13 tipuri de vitamine, dar doar două dintre acestea, cum sunt vitaminele D și K, sunt sintetizate de corpul nostru. Sursa celorlalte vitamine este alimentația. Vitaminele sunt împărțite în două categorii. Cele care se dizolvă în apă, cum sunt vitaminele C și cele din complexul B, și cele care se dizolvă în ulei, cum sunt vitaminele A, D, E și K.
Interesant este că la nivelul pielii se găsește vitamina C, mai mult în epiderm decât în derm, deci în stratul superficial al pielii, în cantități comparabile cu alte organe și chiar peste cantitatea din sânge. Este cel mai abundent antioxidant din piele. În natură totul e calculat, nimic nu e lăsat la voia întâmplării și prezența acestei molecule în mod fiziologic la nivelul pielii atestă rolul important pe care îl joacă în menținerea sănătății pielii noastre. Dar ce efecte are vitamina C în sănătatea pielii noastre? O, multe! Foarte multe, nu? Și unul cel mai important efect, să zic așa, este un antioxidant puternic. Are capacitatea să neutralizeze radicalii liberi, acele molecule dăunătoare care sunt prezente în aer, poluarea, fumat sau rezultă în urma agresiunii radiațiilor ultraviolete. Cu alte cuvinte, ajută celulele organismului să se regenereze. Se pare că funcționează cel mai bine în combinație cu vitamina E. Mai mult decât atât, ajută la refacerea stocurilor de vitamina E după ce aceasta este consumată. De asemenea, vitamina C ajută la sinteza de colagen, promovează deci cicatrizarea și este o bună substanță anti-aging. Inhibă melanogeneza. Ce înseamnă asta? Păi, melanogeneza e procesul la care îmi plăcea mie foarte mult. Procesul de formare al pigmentului, care se numește melanină, care vă spuneam noi că este sintetizat de melanocite pentru a proteja celulele din piele de agresiunea radiațiilor ultraviolete. De ce este important acest efect? Pentru că datorită lui, vitamina C poate fi utilizată în tratarea diverselor hiperpigmentări, cum sunt urmele lăsate de acne sau melasmă sau diversele pete determinate de expunerile prelungite la soare. De asemenea, vitamina C îmi oferă protecție împotriva cancerelor de piele și este esențială pentru buna funcționare a sistemului imun, atât local, dar și sistemic. Deficitul de vitamină C poate duce la vindecarea încetinită, deci scade producția de colagen, fragilitate crescută a pielii, a mucoaselor, ni se îngroașă stratul cornos, cel mai superficial strat al epidermului, cel care vine practic în contact cu mediul extern. Și poate da hemoragii subcutante, că vânătăi foarte ușor, poate să ne sângereze gingiile foarte ușor. Omul nu poate sintetiza vitamina C pentru că ne lipsește o enzimă, motiv pentru care ne bazăm exclusiv pe aportul extern de vitamina C. Și oricât de bogată este dieta noastră în alimente care conțin această vitamină, ea devine disponibilă în forma sa activă în cantități limitate, destul de mici la nivelul pielii, motiv pentru care apare necesitatea suplimentării. Cum? Prin aplicare topică. Și e important să menționăm cine poate să folosească produse cu vitamina C. Păi, Alexandra, toată lumea, inclusiv gravidele și femeile care alăptează. Am tot spus că pielea noastră reprezintă o barieră împotriva agresiunilor externe și împotriva pierderilor de apă. Este o barieră împotriva pierderilor de apă. Dar de ce? Ea are mai multe caracteristici. În primul rând, învelișul celulelor care alcătuiesc pielea conține grăsimi. Cum apa nu se amestecă cu grăsimea, asta împiedică pierderile de apă de la nivelul pielii. În al doilea rând, acest înveliș este încărcat pozitiv. Da, suntem încărcați electric. Acesta este motivul pentru care anumite molecule sunt respinse. De ce v-am putut la cap cu chestia asta? Ca să vă putem explica de ce este important să fim foarte atenți atunci când ne alegem un preparat cu vitamina C. În primul rând, există mai multe forme active ale vitaminei C. Ce înseamnă forma activă? Este de fapt forma care este capabilă să inducă o modificare pe care ne așteptăm să o inducă produsul respectiv, fără a fi nevoie ca această moleculă să mai sufere și alte modificări sau să aibă nevoie de alte substanțe pentru a deveni funcțională. Și aici sunt mai mulți, să zic așa, derivați de vitamina C. Cum ar fi? Uite, principalul și cel mai puternic este acidul L-ascorbic, dar este cel mai puțin stabil. Se degradează foarte ușor în mediul apos, la pH ridicat, în prezența oxigenului, la expunerea la lumină. Ne dăm seama că a devenit ineficient produsul când își schimbă culoarea în galben. Nu numai că devine inactiv produsul, dar prin degradare dă naștere unor molecule foarte irritante pentru față. Cea mai bine studiată formă a vitaminei C
este aceasta, da? Ea este o moleculă hidrofilă, adică iubește apa, adică nu prea poate penetra învelișul acela alcătuit din grăsimi de la suprafața pielii și pe deasupra este și încărcată electric, motiv pentru care are nevoie de niște condiții speciale astfel încât ea să ajungă acolo unde este nevoie pentru a-și desfășura activitatea. S-a observat că introducând această moleculă într-un mediu acid, pH 3,5, numai că pierde sarcina electrică, dar devine mult, mult, mult mai stabilă, putând astfel să pătrundă în straturile mai profunde ale pielii. Se pare că în combinație cu acidul ferulic, care este tot un antioxidant, vitamina C devine mult mai stabilă. Și dacă tot am vorbit de stabilitate, e important să menționăm că cei mai stabili derivați de vitamina C sunt magneziu ascorbil fosfat, care este numărul 1 cel mai stabil pe deasupra, împiedică pierderea de apă de la nivelul pielii, deci are și efecte hidratante, și ascorbil 6 palmitat, care este numărul 2 cel mai stabil. Acestea sunt molecule lipofile, deci iubesc grăsimile, adică se dizolvă repede în piele. Cu toate acestea, dezavantajul este că nu sunt la fel de eficiente în creșterea concentrației de vitamina C la nivelul pielii. Ele trebuie transformate în pielea noastră în acid L-ascorbic. Bine, mai sunt și alte forme ale vitaminei C, lista este lungă, o să vă lăsăm în descriere alte forme de vitamina C. Da. Provocarea pe care industria dermatocosmetică o întâmpină cu privire la produsele cu vitamina C este în a găsi o moleculă stabilă, deci care să nu se degradeze rapid, să fie solubilă, deci să se dizolve practic în piele și produsul să aibă o perioadă de valabilitate decentă, că de asta ne luăm, nu? Da. Pentru ca un produs cu vitamina C să fie eficient, acesta trebuie să aibă o concentrație mai mare sau egală de 8% de vitamina C. Deci, atenție la lista de ingrediente, doar pentru că scrie pe ambalajul produsului că are vitamina C, nu înseamnă că acesta va avea efectele pe care le căutăm. Este foarte importantă concentrația. Mai mult decât atât, studiile arată că o concentrație mai mare de 25% nu numai că nu aduce beneficii suplimentare, dar poate duce chiar la apariția iritațiilor. Deci căutați produse care conțin vitamina C între 8% și maxim 25%. Un alt element important este baza în care se află această moleculă. Este apă, este ulei. O vitamina C în apă se oxidează mai ușor, după cum am tot spus, dar este și mai eficientă. O vitamina C în ulei sau în silicon sau esterificată se oxidează într-adevăr mai greu, dar este mai puțin eficientă. Ne interesează foarte mult și ambalajul. Acesta trebuie să fie opac. De asemenea, nu știu dacă ambalajele care conțin pipetă sunt cele mai igienice, să spunem. Da, și cred că totuși se oxidează produsul, da, desfăcându-l și introducând din nou pipeta mereu, nu e chiar ok. Uitați-vă după recipiente care sunt opace, pentru a ține departe lumina, eventual cele cu pompiță, astfel încât să ținem și aerul departe de produs. Pentru că ne dorim să avem un produs eficient. Da, exact, să ne punem ceva eficient pe fața noastră, nu ceva oxidat. Da. Efectele secundare sunt dependente de baza în care se află produsul, dar și de concentrația ei și putem să experimentăm o senzație de înțepătură sau mâncărime sau roșață. Sau, de asemenea, putem face și reacții alergice. Sunt rare, dar există, eu am întâlnit. Da, sunt de asemenea neplăcute. Ce putem să facem ca să evităm, dacă nu ați mai utilizat niciodată un produs cu vitamina C, pentru a evita eventualele reacții alergice, atunci ar fi bine să testați acest produs înainte, deci să faceți o testare patch. Ce presupune asta? Să aplicăm produsul pe o zonă mică de piele care să fie suficient de subțire, cum ar fi zona antebrațului sau zona din spatele urechii, mai greu de verificat aceea. Așteptați 24-48 de ore și dacă nu a apărut nicio reacție, dacă testarea a decurs ok, atunci îl puteți introduce în rutina voastră. Dar cum? Nu dimineața, ci mai degrabă seara. Nu în fiecare seară, ci mai degrabă de 2-3 ori pe săptămână. Dacă vedeți că vă înțelegeți bine cu acest produs și îl suportați, atunci puteți crește frecvența
aplicărilor și îi puteți muta aplicarea dimineața. Începeți cu concentrații mici, deci la 8% minimă, cea dovedită eficientă. Și treceți treptat la concentrații din ce în ce mai mari, astfel încât să îi acordați timp tenului vostru să se obișnuiască cu ingredientul acesta. Mm. Deci este important să știm când aplicăm și vitamina C, nu? Da, așa este, pentru că având în vedere că are efecte antioxidante, după cum am tot spus, deci ne protejează împotriva agresiunilor solare, a poluanților din atmosferă și așa mai departe, este indicat ca produsul cu vitamina C să fie aplicat dimineața, odată ce ne-am obișnuit cu el. El poate fi aplicat și seara, dar țineți cont și de ceilalți activi pe care îi aveți în rutină, pentru că anumite combinații pot fi iritante pentru un ten sensibil. Ce substanțe, hai să spunem ce substanțe, din punctul nostru de vedere, ar trebui să evităm când folosim vitamina C? Peroxidul de benzoil. De ce? Pentru că inactivează vitamina C prin oxidare. Bine, ceilalți nu sunt chiar așa cu literă de lege cum e peroxidul de benzoil, cum sunt acizii alfa-hidroxilici, acidul salicilic, acidul retinoici. Combinația asta poate fi iritantă, dar nu pentru toată lumea, într-adevăr. Și mai este așa un pic, se vorbește despre combinația asta, niacinamidă, vitamina C. Este destul de controversată discuția asta, dar este în regulă să folosim aceste două molecule împreună. Nu se inactivează și nu este o combinație agresivă pentru ten. Această controversă a început cu mulți ani în urmă. Există niște studii foarte vechi care speculau ideea că sub acțiunea vitaminei C, niacinamida se transformă în niacină, care determină apariția eritemului, deci roșeții la nivelul aplicării și a unei senzații de înțepătură. Dar studii mai recente au arătat că această reacție are nevoie de fapt de căldură excesivă aplicată pe o perioadă lungă de timp pentru a avea loc. Deci e important, este foarte important să vă știți voi tipul de ten, să știți cât de sensibil este și puteți să faceți combinații nenumărate, exact. În principiu, acestea sunt recomandăm, cum am spus, pentru persoanele cu ten sensibil, care își pun bazele unei rutine de îngrijire a tenului. Dacă aveți răbdare, dacă aveți un ten rezistent, puteți folosi aceste combinații cu condiția să așteptați câteva minute între aplicările fiecărui produs. Alexandra, cu cine se înțelege foarte bine vitamina C? Noi am dat așa câteva hinturi până acum, o să intrăm un pic în detalii. Am spus cu acidul ferulic, pentru că deja există foarte multe produse pe piață care conțin atât acid ferulic, dar și vitamina E, pentru că sunt antioxidanți și au efect sinergic. Cu alfa-arbutin, dar poate cea mai interesantă și importantă colaborare este cu produsele cu SPF. Pentru că ambele ne protejează de agresiunea radiațiilor ultraviolete și ne dorim foarte mult asta, nu? Ok, dar cum știm ce produs să alegem? Că am tot zis, sunt și tonere, și seruri, și creme. Și cum îl alegem? Recomandarea este să alegeți un produs care are cele mai mari șanse să fie absorbit rapid în piele. Adică să nu se oxideze rapid. Cel care se potrivește cel mai bine acestei descrieri este serul. Numai că se absorbe imediat, dar acesta este indicat să se aplice pe pielea curată și uscată. Bun, cred că am clarificat destul de multe lucruri, nu? Așa zic. Am descurcat puțin lucrurile când vine vorba de activ în general și că am făcut totul mai clar în ceea ce privește vitamina C, efectele sale și cum ar trebui utilizată. Așteptăm întrebările și sugestiile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Și nu uitați să folosiți crema cu factor de protecție solară, să vă abonați canalului nostru de YouTube, să dați like și share acestui video dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de notificări pentru că am pregătit niște materiale super interesante și să ne urmăriți și pe Insta. Pa!